Lipsa locurilor de muncă, reducerea veniturilor, grija zilei de mâine și neîncrederea în guvernanți. Acestea au fost principalele probleme ale argeșenilor în anul 2010. Ați trăit bine în 2010? Nu. Ce lipsuri ați avut? Lipsa de stabilitate, grija zilei de mâine, neîncrederea în guvernanți. Suntem conduși de o haită de haimanale. Nu reprezintă poporul român și nu au dragoste față de poporul român. Sunt niște nulități din toate punctele de vedere. Sunt oameni care nu-și văd decât interesul lor, al copiilor lor și al găștilor pe care le reprezintă. Credeți că va fi mai bine în 2011? Mai bine va fi dacă vom scăpa de aceste haimanale. Ați trăit bine în anul 2010? Da. Ce lipsuri ați avut? Cam prea. Credeți că anul acesta va fi la fel? Da. Pentru dumneavoastră. De câțiva ani. Muncim, trăim. Nu muncim, stăm la umbră. Cum ați trăit? Ați trăit bine în 2010? Așa, așa, așa. Ați avut lipsuri? Noi cu uzina, nu prea. Dar alții... Cum credeți că va fi în anul 2011? Să sperăm mai bun. Și în privința locurilor de muncă pentru tineret, noi să sperăm că să ieșim la pensie. Ca la orice început de an nou, argeșenii nutresc speranța unui trai mai bun, care să aducă după sine mai puține griji și mai multă prosperitate.